Târgul de Crăciun de la Deva își așteaptă în continuare vizitatorii. Pentru cei care în perioada 18-23 decembrie vor trece prin zona centrală a Devei, pe la platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, pe lângă standurile cu delicatese tradiționale, organizatorii evenimentului propun 6 zile consecutive cu concerte. După cum ați observat, în fiecare seară sunt spectacole, trupe de colindători și din ce am constatat la fața locului, lumea este mulțumită. Concertele vor începe la ora 18, programul acestora fiind următorul. Sâmbătă, 18 decembrie, concert susținut de corala sacerdotesa a Episcopiei Devei și Hunedoarei, Roxana Olșanschi și invitații. Concert susținut de cimpoierii din Transilvania. Duminică, 19 decembrie, concert susținut de Mihaela Oprea și grup de colindători din Țara Zarandului. Spectacol folcloric susținut de ansamblul Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, alături de invitații Andra Paul, Mirinică Paul, Ana Gabor, Lorena Cheregi, Letiția Mihuțiu, Mihai Petreuș, Nelu Ban Fântână, Eugen Pistol și Eugen Mihăilă. Luni 20 decembrie, concert susținut de corurile Orfeu, Lira și Arlechino, precum și de ansamblul Românașul ale Liceului de Arte Sigismond Toduță din Deva, Mihaela și Ciprian Istrate și Ceterașii de pe Câmpie, Old Dixieland Band. Marți, 21 decembrie, concert susținut de corul Anastasis al Catedralei Adormirea Maicii Domnului Deva, spectacol de colinde susținut de dubașii de la Brănișca, Bogdan Toma, Mariana Suciu, Alin Ienciu, Ana Teodora Anuțoiu și grupul de colindători din Ținutul Pădurenilor Ciulpăz, Eva, Gianina și Gianni Vlad alături de formația Germisara. Miercuri, 22 decembrie, spectacol folcloric susținut de Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Valentin Crainic și Nicolae Flaviu Cristia. Apoi colindătorii corvinilor, Adriana Ștefan, Aida Busuioc, Răzvan Mihonesc, George Pârvan, Bianca Sârb, Florin Nan, Teodora Larisa Petruț, Costi de Oanca, Ovidiu Pâs, Anca Mihăilă, Amalia Crișan, Cristina Drăgulescu, Cosmin Gheban, Ovidiu Nechita. Joi, 23 decembrie, începând cu ora 18, concert susținut de Gabriel Cândia and Band, Gino Band și Mihai Trăistariu. Târgul de Crăciun din acest an este organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Reședința de Județ.